131 de ani. Ardi. Ce comemorăm noi? Niște victime. Colegi de-ai noștri. 1200 și 400 de dispăruți. 1600 în total. Există o anumită formă de a face politică în România, autointitulată de dreapta, care a avut ca principal standard demonstrația dosarului Revoluției, pe care l-au folosit în continuu, în continuu, în continuu. Ăsta e principalul scop al lor, principalul punct. Ia aduceți-vă aminte, cine a închis dosarul ăsta? Cine era în 2009 la putere? Cine era șefa parchetului general? E una cu fruntea mică și tălpile mari, cu sex indecis, cum se poartă acum, în gen Conchita Wurst. Răspunde la numele Calvin și vă spune ceva numele ăsta? A închis dosarul Revoluției. Dosarul pe care ei au pretins că vor să-l ducă la capăt. L-a închis, a clasat. Și ei ne acuzau pe noi că noi nu vrem adevărul. Pe noi, pe revoluționați, pe noi, voi ascundeți, ați fost mituiți. Cine s-a dus la Curtea Europeană să deschidă din nou dosarul? Și a obținut o soluție prin care s-a infirmat decizia de clasare a acestei individe. Revoluționarii, Asociația 21, cinstelor aia care s-au dus acolo. Deci lucrurile stau exact invers. Nu noi, noi am vrut adevărul, ei au închis. Din dreapta, dreapta, din dreapta, vor adevărul. Care adevăr? Au închis dosarul Revoluției. Ei au zis că vor adevărul, nu noi. Și ai noștri s-au dus acolo și au luptat pentru el. Și au obținut. Ce s-a întâmplat imediat după aia? Au făcut recurs. Opa! Deci n-a fost o întâmplare că l-a închis și că n-a știut nu știu cine. Au făcut recurs împotriva soluției CEDO pentru a menține soluția de clasare dată de zeița aia a anticorupției. Știți ce bugete are anticorupția? Pe voi dacă vă scuturi n-aveți două de un leu, dar voi sunteți corupți, voi sunteți urmăriți și ei sunt anticorupții. Și-au pierdut și recursul. Curtea Europeană a respins recursul al cui? Al guvernului Boc. Păi mai era Iliescu în 2011 la putere? Cine era la putere? Boc, Băsescu, de dreapta. Vor adevărul despre... Ia uzi, mă, care adevăr? Ce s-a întâmplat a doua zi? A doua zi, după ce a venit în țară, comunicarea, motivarea deciziei CEDO de continuarea cercetărilor în dosarul și al mineriadelor. Eu sunt și parte vătămată în procesul mineriadelor. Am fost și la baricadă și sunt și parte vătămată. Am fost și în 21 la Intercontinental în 89 și am fost și parte vătămată. Eram student în procesul mineriadelor. Sunt direct, știu ce vorbesc. Ce s-a întâmplat a doua zi dimineață, după ce a venit decizia CEDO comunicată la guvernul Boc? Mai țineți minte? S-a luat în Parlament decizia desființării indemnizațiilor noastre. La pedeapsă. Iauzi, și o campanie furibundă de presă împotriva noastră. Dirijată de aia de la putere de atunci. Cine era la putere în 2011? Era mai era Iliescu? Bun, l-am înjurat pe Iliescu până în 2004, dar după aia am rămas așa? Cine era la putere atunci? Cine a coordonat campania asta de denigrare a noastră? Adică cumva fură un țigan curent și tu oprești curentul în tot.
sunt impostori, păi cine putea să-i bage pe între noi? Cine putea să-i bage? Ca să ne dirigeze într-o anumită direcție, ca să ne... Ce se întâmplă în toată societatea la 31 de ani? De la răscoala din 89, suntem mai dezbinați ca oricând. Să ceartă tinerii, sunt învrășbiți împotriva bătrânilor, diaspora împotriva celor de acasă, Ardealul împotriva, ne fac pe noi corupți. Ardealul vorbește despre noi că suntem corupți, e o propagandă continuă. Și dacă te uiți în Ardeal, în Sibiu s-au retrocedat și ce nu au avut unei organizații continuatoare a unui partid nazist. Au luat 3 sferturi din Sibiu. Clădiri între fostul sediu al Gestapo-ului a fost retrocedat acestei organizații. 114 familii au fost date într-o noapte afară de acolo. Și noi suntem corupți? Dacă era în Tellerman, își dădea ochii peste cap în Piața Victoriei? La Timișoara, 177 de clădiri au fost retrocedate clanului Cârpaci. A fost PSD-ul acolo la putere, a fost Dragnea acolo? A fost Iliescu la putere vreodată în Timișoara, în 31 de ani? Cine a fost la putere? Din dreapta! Cine dirigează propaganda asta împotriva noastră? Păi ai lui Ceaușescu, am înțeles, au ceva la cap, că am dărmat regimul. Dar ăștia ce au de continuă? Continuă, e alimentată în continuă propaganda împotriva noastră. N-aveți nimic de spus aici? Păcat! Păcat! Ar fi trebuit să avem. Mie îmi pare rău. Doamne ajută!